Județul Hunedoara este singurul din țară a cărui suprafață este catalogată în totalitate drept zona montană. Pe raza județului sunt și trei domenii schiabile care atrag destul de mulți turiști, iar pentru unul dintre acestea există un plan de dezvoltare. Traja este cel mai cunoscut și dezvoltat totodată domeniu schiabil din județul Hunedoara, fiind situat pe raza administrativ-teritorială a municipiului Lupeni. Prezent recent în emisiunea La Subiect, difuzată pe postul nostru de televiziune, Ovidiu Bodean, șeful serviciului Salvamont Hunedoara, a făcut o comparație între straja și domeniul schiabil de la Râușor, care este situat în comuna Râu de Mori. O povestioară scurtă, așa, prin anii 70 am început și s-a și finalizat pe urmă teleschiul de la Răușor. Am început cu forțe proprii și cu, bineînțeles, cu sprijinul combinatului siderurgic, pentru că pe vremea era o forță, combinatul siderurgic a început să se implice în zona turistică de acolo, a și cumpărat hotel, restaurant, mă rog. În acea perioadă, straja nu avea alimentare cu energie electrică. Cabana straja era o simplă cabană în anii 70. Adică ne uităm acum unde a ajuns straja și unde e Râușorul. Cu toate acestea, există un plan de dezvoltare al Râușorului. Acesta a fost început de fosta administrație din Râul de Mori, care și-a propus, printre altele, ca Râușorul să se transforme din zonă de agrement în stațiune turistică de interes local. Actuala administrație a preluat proiectul și l-a completat, dorind să extindă domeniul schiabil de la Râușor. Acest lucru va fi ceva mai complicat, deoarece Râușorul este în zona Parcului Național Retezat, dar șeful salvamontiștilor hunedoreni este optimist. Sunt multe locuri de cazare. Primăria chiar a demarat un proiect anul trecut de reabilitarea infrastructurii, alimentare cu apă, canalizare, fosă septică pentru toată zona turistică. E ceva deosebit, da? Ne aliniem totuși la 2021. Noul primar are intenții foarte bune, vrea să dezvolte zona schiabilă. A fost începută o zonă undeva mai la intrare în Râușor. A fost defrișată și anul ăsta vrea neapărat să se apuce de dezvoltare. Sigur, e... Ce înseamnă această dezvoltare, de fapt? Că să mărească suprafața schiabilă de acolo, cu instalații noi, cu pârtii noi și așa mai departe. Da, e un început, nu e ușor, pentru că e și limita Parcului Național Retezat, va trebui să aibă de acolo tot felul de avize, mult mai multe decât dacă n-ar fi un parc. În județul Hunedoara mai există un domeniu schiabil, cel de la Parâng, situat pe raza administrativ-teritorială a municipiului Petroșani.